Fotbalul este unul dintre cele mai iubite sporturi în mediul rural. Pentru puștii amatori de sportul cu balonul rotund, Asociația Județeană de Fotbal, în colaborare cu Primăria Văculești, a organizat la Saucenița finala Cupei AJF Fotbal Juniori Rural, un turneu ce a reunit cele mai bune echipe de juniori de la țară. Meciurile au fost disputate, fiecare echipă luptând pentru trofeul și premiile puse în joc. Din cele 6 echipe împărțite în 2 grupe, au rămas doar 2 finaliste care și-au disputat marele trofeu. În cele din urmă, câștigătorii competiției au fost tinerii fotbaliști de la Voința Șendriceni. Au urmat, bineînțeles, și festivitatea de premiere, iar campionii au primit cupe, diplome și cadouri. La meci au asistat și fotbaliștii de la FC Botoșani. Cu această ocazie, tinerii fotbaliști de la țară au putut să-i cunoască și să schimbe câteva cuvinte. Marele trofeu le-a fost înmânat puștilor învingători, chiar de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. De altfel, pentru șeful FRF, această competiție a reprezentat o surpriză plăcută. Acesta a scos în evidență importanța acestor campionate pentru tinerii din mediul rural. Credem cu tărie că ceea ce s-a întâmplat astăzi aici și în toată această perioadă de timp la Botoșani pentru această competiție din mediul rural poate să dea într-adevăr, să spunem, rezultate și să contribuie în același timp la posibilitatea ca fiecare dintre voi să aveți o șansă egală de a juca fotbal. Fiindcă până la urmă asta este misiunea noastră a celor care ne ocupăm să pregătim scena. Scena pentru fotbaliștii care sunt aici, care trebuie să strălucească și pentru cei mai mici fotbaliști care vor să ajungă mari fotbaliști. Competiția a reprezentat o reușită și pentru reprezentanții Asociației Județene de Fotbal, care, la anul, își doresc să atragă tot mai multe echipe de tineret din comunele botoșenene. Credeu că cei mai câștigați sunteți dumneavoastră pentru faptul că ați avut o competiție, zic eu, reușită. Ne bucură interesul pe care îl acordați și cluburile și, eu știu, primarii din comunele dumneavoastră acordă tinerilor din comunitățile lor și să sperăm că pe viitor poate reușim să atragem încă și alte comune care la momentul respectiv nu au echipe în ligile a 4-a și a 5-a.